programului. Comedie. Nu s-a spălat mârlanul? Nu, bă, s-a fudat canalul de la stradă și ne intră mirosul în pibniță. Păi sigilează-o, naibii! Am sigilat-o de mult, deșteptule. Am pus chiar și scoși pe uși. Dar tot iese miros. Păi da, dar intră în mine. Foarte bine îți faci. Să te rup. Mârlane. Vorbești! Să trăiți, Borspire, ați venit. De ce l-ați anunțat în timp? Că vă pregăteam și eu ceva. Grisino, Mozdino, țuica, fiartă-o. Ce dracu ai făcut mai aici de pute în halul ăsta, a? Ai aruncat cadavre în pivniță? Ce ai făcut? De fapt, evident că l-ai aruncat dacă dormi până la ora asta. N-ai avut timp să le îngropi. Păi eu n-am îngropat nici măcar unul, Bors, că nu mi-a zis unde e. Ce-a făcut? Nu ți-am zis unde e? Nu ți-am trimis, mă, adresa. Ce adresă? În plic, ți-am trimis adresa, în plic, sub formă de scrisoare, că mail-urile și telefoanele sunt interceptate, după cum bine știi și tu. La scrisoare nu se mai uită nici dracu. Eu mă uit, boss, mă uit tot timpul la scrisoare, că acolo se poate fi facturi pântre ele și dacă nu le citesc să văd că am de plătit, intră pe curentul și mă lasă și dacă a citit cineva. Plicul mi-a aruncat mort în pivniță și eu l-am aflat și ce mă fac, un scap de el. Ce asta a fost? Sunt niște substanțe de îmbălsămat. Și ai grijă că sunt foarte sensibile. Dacă intră în contact cu aerul, s-a terminat cu ele. Sunt bio... N-auzi când ai voie să umbli la ele. Sunt biodegradabile, nu trebuie să intri în contact cu aerul. Eu ce să fac cu ele, boss, că nu mă pricep la biodegradabile de-astea. Trebuie școală pe drum. Nu sunt pentru tine, mă. Tu trebuie doar să le duci patronului de la... altă... firmă de pompe funebre. Aha. Zic așa. Și unde mă văd cu el? În pădure la Băneasa, la noapte. În pădure la noapte? Asta nu lucrează ziua, boss, că eu noaptea nu prea merg în pădure, mi-e frică de țânțari. Trebuie să fie noapte, pentru că o să vrea să le vadă și, după cum ți-am spus, astea sunt sensibile și la lumină. Da? Da! Asta aici, așa, asta acolo. Poponețule, ai o scrisorică. Alo? Eu? Aha. O fi de la vreo admiratoare, mai știi? O fi. Uite, e roșie. Nu scrie nimic pe ea. E, nu scrie, scrie destinatar Poponeț. Păi da, mă, ți-e destinată ție, dar nu poliției. Ia să vedem noi. Așa. Da, foarte tare, de la admiratoare, băi, dar ce-mi place. E una care nu mă lasă deloc să trăiesc, adică îmi trimite tot felul. Bine că nu află Teo, că dacă ar afla, cred că ar fi foarte geloasă, am și probleme acasă și oh, da.
Săracul de pe... Să nu spui. Citește, nu-i spumă, hai, pa! Glume proste. Ei, atunci hai să facem. Ne scriem singuri o scrisoare de la o admiratoare să se enerveze Teo. Deci, dragă Popone. Bună! Bună! Ce face, Poponeț? E înăuntru, citește o scrisorică de amor. Ce, mă? Zi de la cine? Ce? Ce? Adică ce? Scrisorica de amor. Bă, nu face pe prostul cu mine. Ce scrisorică și ce amor și ce scrisorică? Aia pe care ai ascuns-o, Poponeț. Eu n-am ascuns nimic. Poponețule, nu te juca cu nervii mei. Dă scrisoarea, îmi face că... Ce? Și ce-mi faci dacă nu-ți dau? Ce-mi faci dacă nu ți-o dau pe scrisoarea care nu am? Bine, bine. O să aflu eu cine e fufa. Păi șamar de ea. Ce-am păcălit? Foarte bună ideea asta. Unde e, mă? Unde e scrisoarea? Asta o să aprindă focul dragostei. Și din seara când o să mă duc acasă, o să ne certăm puțin și după care o să facem make-up sex. Asta e. Au, 3 din 5. De prima. Bună ziua! Bună ziua, cu ce vă pot fi de folos? Aș vrea așa să-mi dați și mie corespondența. O secundă. Nu aveți nimic? Nici iubitul meu? Pe lui trebuie să-i dau personal. De ce? Păi, e persoană oficială și poate avea lucruri importante, doar pe semnătură. Da, semnezi eu în locul lui, că și eu sunt persoană oficială. Eu vă înțeleg, dar trebuie semnătura lui, așa e legea. Altceva? Ce dracu putea și ea, bă, pacia? Avem vreun mor pe casă? Dacă e vreun mor, să știți că eu nu răspund de el. S-a afundat cadavrul de la stradă și de iese mirosul pibliță. Asta era. Mă și speriasem. A sigilat aerisirea? Normal, deștept. Care aerisire? Aia din pivniță, mă, că de acolo vine mirosul. Voi ce ați sigilat? Ușile. Cum să sigilezi ușile, bă, deșteptule? Că pe uși trebuie să iasă mirosul. Doamne, bă, unde voi fi găsit-o v-am adunat în casa asta? Dar ce ai, mă, în geanta aia, dotârâi după tine cu așa debilitate? Cărți! Cărți, Chiorete! Bă, te fac o carte? Poate mai uită de miros. Doar te aștepți ca în târna lui să fie chiar cărți de citit. Bine, mă! 10 lei linia, 12 lei marți. Ai zis? Da. Bă, ești nebun? Ăsta se dă mare patron și un piețar amărât. Uită-te și tu ce face, vinde parfumuri. Parfumuri e, de să miroși, bă. Stai, potolit, vrei să te intoxici, astea sigur dalea ieftine. N-are ăsta bani să facă comerț cu dalea scumpe. Da, ia du-te și adu cărțile noastre, bă, atunci. Ce mai vom da? Insecticid, să mor eu! Ai risismat toată casa până îmi punem pe cineva să astupe în pivniță! Auzi, nu mai bine îi zicem noi lui Mârlanu să verse 2-3 sticluțe de alea beci, că poate se mai duce duhoarea asta. Ce sticluțe, mă, cu ce să dea? Hă? Cu porcările alea de parfumuri de netâră după el în geanta aia. Ce să crești, ce-a descoperit? Că Mârlanu nu e bare patron, e piețar, vinde parfumuri. Dar mătăruța, ce ai pătit? Ai ghițit-o broască? Am ihalat spray de țânțari. Acum am un miros anapoda în gât. Unde ziceai că sunt parfumurile alea? Uite-n diplomatul ăla de mare patron.
Gata, bă, am găsit instalator. Ia uite, meseria și l-am găsit la el, la birou. Adică în primul canal. Păi ce mă să pricepe ăsta? Să pricepe, nu să pricepe. Altul mai bun nu găsim. Ăsta e cel mai bun la... Ia băgă-te, mă, că miroși la fel ca canalul. Trece în pace. Dai să... Mamă, ce lux e aici! Poți să rămâi? Du-te acolo, mai întâi! Auzi? Învârte de roata aia! Nu așa, mă, invers de când mergi la celor de ceas tonic! Cum merge limbile la ceas? Păi eu aceas electronic, bă, n-are limbi! Îți dau limbi de nu te vezi, auzi? Învârte acolo! Îmi dai? Obraznic până la Dumnezeu! Să rămână! Dacă scoți un sonet, te fac pământ de flori. Ai auzit? Nu mă omoră, te rog, îți dau toți banii. Dă corespondența! Atât? Corespondența! Două minute, nu miști, nu respiri. Aha. Vezi că am pușcă cu lunetă și te văd. Fii atent, da? Ah, nu iar! În visele tale faci. Cu ce chef de ceartă? De-aia ai vrut să jucăm cărți? Te-ai certat cu Chiorete și nu mai aveai cu cine, a? Nu mă, nu, că nu mă enervez, na. Nu te enervez. Dai, nemernic. Băi, ai văzut că până la urmă eu sta fie în beci? Ce sta fie, mă? Ai scăpat tu ceva pe-n baie, l-ai lăsat pe ghiuveta căzută sau asta așa... Și atunci, de ce Paliu a intrat în beci și n-am mai ieșit? Pentru că Paliu are 1000 de ieșiri din beci. Merge până canalizare, până alea, ce nu știi? E stafie, zic eu. Păi cine râde așa? A fost eu acolo, nu era nimeni. E spirit atunci, se lasă văzut doar când vrea el. Să draguna! Ce ne facem? Îl trimitem pe Paliu și așa ăsta nu se sperie că nu-i fură sufletul că-i diliu. Ai văzut tu vreo stafie dilie? Hai, ai dreptate, du-te și zi. E, cine știe în ce canal o fi el băgat pe acolo? Da, mai bine îi dau un telefon. Păi n-are semnal, mă, canalizare. Lasă că are semnal la SMS, să-i dau mesaj. Acum așteptăm. Ce? Răspunsul. Da. Auzi, rămâi tu și așteaptă răspunsul, că eu mă duc, am un comision de făcut, am de dus o valiză. Valiza. Fă! Unii valiza! Te nebunesc, unii valiza! Unde-ai pus-o? Uite, e... Știu unde e. Hai cu mine. Hai, du-te. Hai, vino cu ați. Stai, că nu... Ce te împingi, mă, așa? Să știi că ai bar pe spate. Și tu și bărbatul. Bun. Stai că să timpul liber n-am ciupat, jur. Ce-ai mințit, mă, netrepnicule, că ți-am luat și banii, a? De unde știi? Răspunde la întrebare, coach! Stai, că recunosc tot. Am pierdut toți banii la cărți. Și vă ăștia să mă dea afară și am familie și am copii. Că nemernicule, ar trebui să mă denunț, știu, dar ți-e frică că intri și tu. Vezi? De-aia nu merge nimic în țara asta, că toată lumea e coruptă. Pot să plec? Îmi cer scuze, primește-mă înapoi. Stai că a intrat spiritul în ea. A terminat-o. Bă, ajută-mă să iau geanta. Fii atent, tu o ridici de cap și o trag ușurel geanta. Eu nu ating, că se bagă spiritul în mine. Tantalo, ești mărav, o ridic eu de cap și tragi tu ușurel geanta. Păi nu trag eu, hai. Oh,
Ce aveți? Afadorm, a intrat în Barbara și nu pot să scot valiza de sub, că-i sub Barbara valiza și n-am cât. Mi-e și frică, are puterea și forța fantome. Și eu ce fac, mă, cu ăștia, că trebuie să îmbălsămeze o familie întreagă? Și cum să... Păi, cum a crăpat o familie întreagă? Căzut casa pe stii sau cum? Vezi, boss, dacă cumpără materiale la mâna a doua să-și facă casă, asta e. Dar n-am cum să iau valiza de sub, că mi-e și frică, e... Arăt, trebuie să aducem un escrocist să scoată dihania din ea. Un ce, mă? Un escrocist de la care, un soi de popă care scoate spiritele de oameni. Exorcist, băi, Mărlane, și las că vă aduc eu unul de... Ia dă-te, mă, fii fantomele, Ani, dracu. Bă, uite! Doamne ajută-l, Doamne ajută! Nu-l lăsa! Bă, cât e de mare, pe atât ai de prost. Doamne ajută! Scoate geanta că te exorcizeze, nu te mai ridici din pat o lună. Da, vreau! Că nu m-am distrat niciodată cu un mafiot! Vreau! Ce-ai pățit, mă, Chiurete? Ai turbat? Eu? Chemi întreg cartierul la interogatoriu? Șeful, dacă permite, ce cazul ăla grav cu poștarul care a fost șefuit să trăiți? Și ce, mă? Și ce? În fiecare săptămână sunt șefuiți poștași. Și asta înseamnă că tu trebuie să chemi întreg cartierul la investigații? Da. Și în majoritatea cazurilor, poștașul e și hoțul. Bea banii și pe urmă reclamă că a fost șefuit. Sau poate-i bea cu cineva. Tu să-l taci, hoață, de cazuri care-mi ești. Tu care mi-ai furici cazul, te-ai băgat peste mine. Ce ai crezut, drag? O să rezolvi tu? O să rezolvi un drac din 14? O să rezolv tot eu, care sunt caraliu bătrân. Adică sunt pur sânge. Eu care sunt... Ești pătaie paradisul astăzi! Pătaie, ce faci? Și colaborați amândoi la casă. Ce-a terminat discuția? Așa e mai bine. Nu se ridică trânsa la capacitatea mea, la flerul meu de nas, dar spre binele anchetii colaborăm, bre. Crisorică! Te nenorocesc! N-o face pe proasta cu mine, zic că nu pe pune să-i scris asta. Ce-ai, femeie, ești cu cap, era pe birou. Păi da, ce caută la tine în mână, a? Păi am crezut că e corespondența. Nu merge așa, fetiță. Tu trebuie să-mi spui tot că albine până de seară te trimit la sanatoriu. Au, știi ceva, ești cu cap rău de tot. Tu nu, cauți altă rivală în altă parte, nu la mine aici. Eu nu renunț la cocoșicar meu. Și de ce mi-ar trebui mie scrisorile când eu lucrez cu păpuneța al tău? Da, să șe. Auzi? Dar să știi că eu am mai văzut tipul ăsta de... scrisorică. Da, unde? La vilă. Varvara, trebuia să mă gândesc că tu ești o pistă falsă. Stai că vin și eu! Treci-mi poate că n-am terminat cu tine! Ia geanta și mănâncă pe tot ce e în ea, că mie nu mai trebuie! Frumusețe! Ce-ai uitat ochelarii! Vino aici și ai! Deci asta e adresa unde se întâlnesc. Mă duc. Pe ce le fac? Care drăgiți ușa, mă, ca niște ghiolbani? Frumos ăsta să-ți bagi joc de persoane slabe de înger. Scuză, tu nu prea par slabă și nici față de înger n-ai. Ce ai zis? Nu ți-e rușine să iei pâinea de la gura cinci copii obraznico ce ești? Ce gură, dragă? Ce copii? Ce cinci? Ai cinci ca tine? Nu eu, poștașul. Ți-ai bătut joc de el la cărți, l-ai ars? Păi, e dreptul meu, dragă. Am avut carte mai mare, na. Conform legilor în vigoare sunt interzise jocurile pe bani.
Alege, ori dai bani înapoi, ori te bag la pușcărie pe... Aaa, stai așa, ce pușcărie? Stai, dragă, că dau bani înapoi. Așa mă gândeam și eu. Dar de curiozitate, de unde ai știut? M-a părât poștașul, mă? Nu te-a părât nimeni. Am văzut-o când ați jucat cărți. Deci așa, spune-mi, pe ce că fricești cazurile, mai faci investigație, doamna Sâmbră. Deci nu vrei a colabora la caz, da? Nu colaborez, că nu-i niciun caz și mai lasă-mă. Hai, dragă, ce jenă, te vorbi cum a tine, spus, mă aburiți, da? Nu, mă, nu, Ema a jucat cărți cu poștașul și el a pierdut toți banii. Dar mărinimoasă cum e Ema, o să-i dea banii înapoi, nu-i așa, Ema? Da. Vezi? Caz închis. Și hai la secție că să rezolvăm acum și cu poștașul. Hai mai repede! Hai, dragă, mai de-aia asta! S-a fudat canalul de la Pibliță și de iese birosul pe stradă. Stai acolo, că eu o dau acolo. Să rămână. Aș. I-a luat un cap. Că mi-a luat și camera. Arși. Ești ok? Nu, hai. Rău, dar hai. Haide. Încercăm? Dar nici nu văd nimic de în cauza minunatei cagule. De-aia nu merge nimic în țara asta. Că toată lumea are pe toată lumea cu cineva la mână. Cu ce? Vezi? Aia nu merge în țara asta. Toată lumea are pe toată lumea cu cineva la mână. Cu ce? Cu ceva. Cu ceva, măi, dragule, mă. Cu ceva! Mă dare piciorul, mă, pe cineva. Și era aproape bun asta. Băi, aduceți peruca aia neagră, că asta am pierdut banii la cărți. Și ăștia vreau să mă dea afară și am familie, am copii, peste tot am. Oh, ne trebuie, Nicule. Ar trebui să ne trebuie, Nicule. Nu mai ce pasă! Gata! Colaborați la încetă și am terminat! Ce să faci cu Jeanne? E bine, e foarte bine, dar nu te așa, rămâi așa.